Prüft ihn. Da, și deci era vestit în tot arealul ăsta din jurul satului nostru, era vestit acest boier Sena de Nou, prin, anume prin podgurile care le deținea. Foarte multe lume lucra în aceste, în aceste podgori. După, de acum când s-a întâmplat, ce vreau să vă spun, satul Vâșcăuți a cunoscut aceeași, același drum care l-au cunoscut foarte multe sate din Moldova noastră, din Republica Moldova, din Basarabia și așa mai departe. O dezvoltare frumoasă, dacă luăm istoric așa, a cunoscut satul nostru la rând cu, cu Basarabia întreagă, anume după unirea de la 1918, atunci când Basarabia făcea parte din Regatul României. Aici am început să vin teatrul, teatrul românesc, am început să fie adusă cartea românească, a început să, la, la, cum se numeam atunci, Sovietele Sătești, au fost transformate în primării, deci altă structură administrativă s-a început aici și a, început, a cunoscut o înflorire acest teritoriu între Prut și Nistru, dat fiind faptul că aveam construcția aceasta administrativă românească. Mă rog, odată cu începutul războiului, ceea ce s-a întâmplat cu toată Republica, toată Moldova, ce s-a întâmplat cu toate statele, prin, prin acest calvar a trecut și satul Vâșcăuți. Din sat au plecat cei mai tineri, mulți dintre ei s-au întors, au rămas pe câmpurile de luptă, satul le-a purtat memoria pe tot parcursul acestor, acestor ani. Este foarte pronunțată și problema foametei pe teritoriul satului și a deportărilor. Vreau să zic că am o, am o, cum să zic, eu nici nu știu cum să zic, un regret. Când fratele Ion, când merg pe stradă, regrete, tale, mele, a lui, am și eu niște regrete. Nu știu de ce, la noi în sat, poate nu am dreptate, dar situația sau problema deportărilor este una pentru cetățeni. Nu am prea văzut activități care să fie consacrate celor care au fost deportați. De la noi din sat am înțeles că au fost deportați multe familii, deci cu mulți copii au fost deportați. Așa cum problema deportărilor este una foarte dureroasă din toată lumea, nu doar de la noi din Republica Moldova, pentru că anume în perioada deportărilor și de la noi și de peste tot au fost trimiși în Siberii, cei mai gospodari, au fost trimiși preoți, au fost trimiși profesori, au fost trimiși țăranii în stărăși care făceau agricultura pentru satul întreg. Și din acel timp, deci ni se trage și acum o problemă pentru că, pentru că am fost depopulați, am fost decapitați de intelectualitate. Și asta se răsfrânge până cu siguranță, asta s-a urmărit de către Kremlin atunci, decapitarea populației de, de intelectuali. În timpul războiului la Orhei a fost instituită o organizație antisovietică, o organizație de rezistență, cu numele de Maja da Honda. Dacă găsiți cartea, Maja da Honda este foarte mic așa. Este scrisă de Andrei Calcea, a fost scrisă el câțiva ani în urmă. Acolo se amintește și o, un personaj de la noi, din Vâșcăuți, Onisim Frunze, care a făcut parte din această organizație de rezistență. Deci, dacă citești cartea, o citești, cred că, într-o oră, nici n-ai ce face,
îți dai seama despre calvarul care, prin care au trecut tinerii ăștia de 15, 16, 17 ani, apărându-și poporul, apărându-și cuvântul, apărându-și patria, apărându-și drepturile lor. Deci, populația din Basarabia de pe atunci, Moldova, socialistă și așa mai departe, a trecut printr-un calvar care nu cred că într-o minte de om sănătos ar putea să se întâmple așa ceva. Și dacă doamna Vera a vorbit despre perioada despre care ați discutat, eu aș vrea să mă opresc un pic și la perioada contemporană, perioada actuală, bine zis, perioada când în Basarabia a reluat sau s-a reînnoit mișcarea asta de eliberare națională, pentru că ea durează și până astăzi, mișcarea pentru care luptă majoritatea populației din Republica Moldova, populația care înțelege, care a citit mai mult decât una vegeta, populația care își dă seama ce, că au avut rude plecate, populația care trebuie să-și ceară dreptul dat de la Dumnezeu, pentru că eu cred, pentru mine, Dumnezeu este principalul judecător în această lume. Și dacă Dumnezeu a dat ca poporul român să fie unul întreg, cât nu s-ar strădui, cât nu s-a străduit Stalin și cu Hitler să facă o nedreptate, oricum noi vom reveni la ceea ce a construit Dumnezeu. Mai mare ca Dumnezeu nu este, dat fiind faptul că noi suntem creștini. Odată cu anul 86, 1986-87, când a luat naștere mișcarea asta de mișcarea democratică din Republica Moldova, deci au început să aibă loc foarte multe activități, acțiuni în ceea ce privește revenirea în arbia noastră a moldovenilor la dreptul nostru istoric, dreptul de a ne uni cu țara România. Din 89 și până astăzi au trecut cam 26-27 de ani, da? Am încercat cu foarte multe administrații la Chișinău să încercăm să ieșim la un mar, să ieșim la un liman, să ieșim la o viață bună, pentru că noi, cei care suntem astăzi în sală aici și cei care trăiesc în satul Vâșcăvâț, și cei care trăiesc în toate satele din Republica Moldova și din toată lumea, ne-am născut ca să trăim fericite. Dumnezeu asta ne-a dat, dreptul la viață. Și în cazul în care ni se încalcă acest drept, doar noi suntem în stare să ieșim la luptă. Cea mai mare armă a luptei este cuvântul. Și atunci când ceva nu-ți place, trebuie să spui, nu să stai după sobă, să plângi, să te jeli, că nu-ți ajunge, că te-a furat, că ți-a dat pensia mică, că ți-a dat salariul mic, că lucrezi mult și așa mai departe. Deci cuvântul este principala armă. Dragostea mea față de satul meu natal este imensă. Eu probabil o sărăghiță. Din ai noștri frații și surori, eu încă sunt cea mai înaltă. Și mă gândesc, poate dragostea mea față de sat a fost atâta de am crescut așa de mare. Sau m-am scaldat mai mult la Vâșcă, la Nistru. S-ar putea. Dar, ca fiecare om, am o regret. Fiind mică, la școală, sigur, acum gândesc și îmi dau foarte bine seama de ce s-a întâmplat acest lucru. Având profesori extraordinari,
în copilăria mea, le sunt recunoscătoare foarte mult și Dumnezeu să ierte că cam toți sunt plecați cei care m-au învățat. Nu am găsit o persoană sau nu s-a găsit o persoană care de atunci, de când eram eu mică, cu mintea de copil, să-mi bage în cap cine sunt eu. De unde venim noi, poporul nostru? Unde trebuie să mergem? Ce trebuie să facem ca să ajungem acolo de unde primim? Și uitați-vă, regretul ăsta îl am în sufletul meu, dar nici de cum vis-a-vis de profesorii care m-au învățat. Nici de cum nu am acest regret nici vis-a-vis de mama mea, care a știut foarte multe lucruri și a trecut prin foarte mari greutăți. Dar crescându-ne, ne-a protejat în permanență. Ne-a protejat și nu ne-a povestit prin ce au trecut ei, generația lor. Ca să nu avem noi, copiii, probleme. Pentru că atunci oamenii erau speriați. Oamenii erau speriați. Nu era voie să vorbești. Mama niciodată nu ne-a spus pentru ce taică-miu a stat 4 ani la închisoarea sovietică. Pentru un plug de lemn pe care l-a ascuns bunelul în pod la tata și la mama, pentru că erau căsătoriți de acum, să nu-l găsească, că el nu vrea să-l dea în cocoz. Deci eu am ajuns să aud lucrul ăsta după 40 și ceva de ani. Ăsta e regretul meu cel mai mare. La viața corectă, s-o pot eu, m-am trezit chiar și după finisarea facultății. Atunci și la facultate vorbeam cu colegii ai mei care îmi spuneau, ei, fetelor, noi avem un profesor de istorie și ne aduna în, cum se chema ceva, cabinetul leninist, știți, toate școlile aveau cabinete leniniste. Cu ideologie și cu așa. Și noi ne adunam acolo, în învățătoarea, încuie ușa și ne povestea. Cum era atunci, când ce românești, învățam, treceți batalioane române, ca toți. Eu mă uitam la ele și eram foarte, cum să vă zic eu, supărat în suflet că eu n-am știut lucrurile astea din copilărie. Pentru că copilului trebuie să-i dai adevărul în față. Adevărul. Nu contează care e. Trebuie să știi cine este copilul. Și dacă nu află în familie și nu află în școală, e mai, mult mai greu, mai târziu, să conduci o astfel de societate. O societate nepregătită, o manipulezi cum îți place. Cum ne-au manipulat Stalin și cu Hitler și au zis că după al doilea război mondial, Rusia a spus că pe dânșii îi interesează Basarabia, așa s-a înțeles la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Că pe ruși îi interesează, nu mă refer la Corpus Domnului Ferește, îi interesează partea asta din Basarabia. Dar știți ce era Basarabia? Basarabia, de fapt, erau numite numai 3 raioane de sud ale Moldovei, a teritoriului ăsta dintre Prut și Nistru, 3 raioane numai erau. Cetatea Albă, Izmailul, da, și Chilia. Cele 3 raioane care nu era altceva decât teritoriul, se numea, acest teritoriu se numea Basarabia pentru că aparținea dinastiei basarabilor care au înființat țara românească. De la Basarab I, deci se numeau teritoriile. După al doilea război mondial, când s-au înțeles, stați-le, cred că revin la cealaltă perioadă. Ce au zis rușii? Că noi ne interesează Basarabia, atunci nu erau computeri, nu era foarte dezvoltată chestia asta ca nemții să vadă care e Basarabia. Și rușii au zis, de la Chilia până tot teritoriul dintre Prut și Nistru. Și de atunci noi am fost botezați de ruși Basarabia.
Asta este, a fost al doilea furt al teritoriului pe care trăim noi astăzi. El a fost furat de două ori, în 1812, când a luptat Imperiul Țăresc cu Imperiul Otoman. Eu dacă încerc lucrurile astea, vă povestesc în voi în dimineață, de aceea îmi cer scuze. Dar vreau să vă spun, încă un regret, ultimul cred că. În Republica Moldova s-a început o mișcare pentru revenirea țării, pentru revenirea la țara noastră, România. Sute de primării, zeci de colectivi pedagogice, zeci de biserici, zeci de, cum să numesc, asociațiile astea țărănești, au scris și au semnat declarații de unire cu România, simbolice, sigur că da. Nu au niciun, nicio putere juridică, dar au pornit de jos, dragii mei, de la noi, cei mulți cetățenii, nu de la conducere, pentru că conducerea puncte de suspensie. De aceea, încă două minute, pentru că eu am venit și cu o temă de acasă pregătită. Pentru că țin foarte mult la acest colț de pământ și pentru că ultimii ani, când vin, îl văd mai îmbătrânit decât mine. Și regret acest lucru. Pentru că o comunitate, dacă este bine condusă, ea trebuie să înflorească. Trebuie să întinerească. Ca să atragă cetățenii să rămână în sat, să-și deschidă afacerea aici și așa mai departe. Și eu vin cu două propuneri. Astăzi, să vedem dacă sunt primite. Prima. Dacă noi ne numiți așa cei plecați din sat, ne-am adunat toți la un loc și am constituit o asociație a cetățenilor plecați din Vâșcăuță. Mă gândeam că astăzi o să fie mai multă lume care e plecată, dar e de aici, de aici, ca să constituim această asociație. Asociația Vâșcăuțenilor plecați. Sau ne gândim noi cum să o... Noi se fac astfel de asociație. Fiii satului. Da, fiii satului. Să găsim o denumire extraordinară. Așa. Și uitați-vă, eu încă sunt tânără. Mă asociez cu mai multe lume care au plecat de la noi, care trăiesc în Republica Moldova sau pot trăi și peste hotare, dar să ne asociem, să vedem ce putem face noi pentru sat. Atunci, în perioada când am fost deputat, câte ceva am reușit. Dar știți de ce? Câte ceva doar? Pentru că atunci când am văzut că partidul cu care am intrat în Parlament m-a trădat pe mine ca persoană, ca și-au aderat cu comuniști, am sunt anticomunistă federată, născută, și n-am putut să sufăr acesta. Și atunci am fost deputat neafiliat și făceam ce puteam în puterile mele, cu bunarul meu, cu munca mea care o făceam. Eu cred că asociația corespunzătoare am putea face niște lucruri. Nu promit, dar încercarea vină n-are. L-am aici pe fratele meu Ion, l-am aici pe, să zic, fratele meu Viorel, că dacă suntem într-o asociație, suntem frați acum. Și dacă mai este cineva care îți plecați, dar veniți astăzi, eu nu, sunt oameni care nu sunt de aici. Uitați-vă, noi sper ca noi să punem temelii acestei organizații. Vă scăriați că sunteți cu tine. Da, știu, de asta și v-am. Așa, asta este prima propunere cu tema mea pregătită de acasă și a doua. Sute de primării de la noi, din Republica Moldova, s-au împărțit cu primării din România. Zeci și sute de colectivi pedagogice s-au înfrățit cu colectivii didactice din România. Recent,
președintele României, care eu o suport că e și președintele meu, a semnat o lege, eu urmăresc foarte bine toate lucrurile care se fac acolo, a semnat o lege prin care primăriile din Republica Moldova, care sunt înfrățite cu primării din România, au posibilitatea să primească bani din România prin proiecte. Și școlile la fel, și alte colective care sunt, deci prin proiecte, pentru că orice administrare, toată lumea contemporană de astăzi în țările înalt dezvoltate, au demonstrat acest lucru, că orice administrație se face doar în bază de proiecte. Doamna director de la Sulen, din cap știu că ea face lucrul ăsta și este versat în domeniu. De aceea vă propun, domnul primar vin cu propunerea către dumneavoastră, în preajma orașului Suceava, este un sat care se numește Vășcăruță. Eu cunosc pe cineva din satul Vășcăruță. Și dacă... Adevăratul Vășcăruță. Adevăratul Vășcăruță. Diaspora. Nu e adevărat. Care diaspora? E de la aceeași țară, că acolo sunt foarte multe sate. Dar veni patriotismul local. Nu, da. Destinității naționale. Și mă gândeam eu, făcând cunoștință cu cineva din satul Vâșcău de acolo, i-am întrebat, doamna mă întreabă, sunteți din Vâșcău și iată, sunt de acolo? Zic, nu, eu sunt din altă Vâșcău, din Republica Moldova. Da. Și dacă vrem, dacă avem dorința, să facem niște legături cu acest sat. Eu nu știu cine e primar acolo. Să facem legături cu acest sat, să ne împrietenim. Poate până la urmă ajungem să facem un contract de colaborare cu primăria de acolo. De ce nu? Nu este așa de mare, nu este așa de parte, am în vedere. Vin ei la noi, ne ducem noi la dâns și vedem cum trăiesc ei, cum trăim noi. N-ai văzut să se înfirice o activitate economică, în primul rând. Asta este, că noi vrem să trăim bine și noi și cei de acolo. Dar noi comunicând și numai muncind împreună putem reuși ceva. Că dacă ne ascundem fiecare în găoacea noastră, stăm așa cum ne-a pus Dumnezeu. Da, înfrățirea, două sate, face ceva și multe. Dar cum, după cum știți, probabil, scuze că intervin, da. Mii de comune din România s-au dezvoltat pe baza acestei cooperări descentralizate cu alte comunități locale din toată Europa, începând cu Franța și Belgia. Pentru că la noi cooperarea descentralizată a avut ca bază operațiunea Sate Românești, lansată la sfârșitul anului 80 de Franța și Belgia și cu o contribuție de ziară, atunci când Ceaușescu a început să se dărâme sate, sub pretextul că le urbanizează. Și din nucleul ăsta, mii de comune din România au înfrățiri cu comunități locale occidentale și nu s-au limitat, adică s-au dezvoltat și pe această bază. Pentru că asta a permis mobilitatea aleșilor și contacte și ajutoare și întâlniri umane interesante. Deci, da. Așa e. Deci s-a început tot din Europa, au venit spre România, acum România da. Vine spre noi și democrația migrează, nu stă pe loc. Asta este. Da. De aceea eu zic că ar fi ceva. Am ca exemplu primăria din Strășin. Este o doamnă profesoară acum, pur și simplu, am lucrat cu ea, o cunosc foarte bine. Doamna din Strășin s-a împrietenit cu 15 primării din România. Să vedeți acum cum arată orașul Strășeni. Chiar vă rog să mergeți acolo. Da. Eu aici am întrebat să vă pot să noi, Vâșcăuteni, ne mândrim cu dumneavoastră ca cel mai important istoric pentru noi.
cer președintele raionului cei care nu știu că recent am fost ales. Dar înainte de a fi ales, cu riscul chiar nu fi ales, totuși am semnat declarația de unire, fiind consilier raional, ne-a filiat, ați apropo, așa de astăzi. Ne-a filiat, fiindcă pe de mine o nostru dat, ori de s-a scudat, Deja nu sunt și consilier, s-a ales incompatibilă funcție. Da, știu. Dar vicepreședinte nu ne-a afiliat. Problema e în altă. Dar nici nu e o problemă. Am vrut să vă susțin, de fapt, a doua doleanță de astăzi, de a se înfrăți Vâșcăuțul cu Vâșcăuțul. De o socială, nici o săptămână urmă, duminică, a fost semnat un document, eu nu știu cum să-l numesc, tratatul din frățire sau actul ăsta, cum se cheamă, nu știu, acord, cred că m-ați orientat. Acordul din frățire dintre raionul Morchei și sectorul București. Lucru foarte benefic, socotindu-l raionul în ansamblu și tare la noi lucrurile astea, adică frățirea dintre localitățile de la noi, cu cele frățești de peste prut, sunt foarte benefice. Și noi vrem ca asta se întâmple cât mai mult. De aceea, eu tot să vă rog pe domnul Iurie, tizul meu, să facă acest lucru, să se ducă poate, sau să-l invite pe primarul din Bășcăuți, ca și la Bășcăuți să vină. Da. Ei, tot ar fi interesant, iar știți? Mai avem și Selești, mai avem și alte localități care după polimică e aceeași, și poporul e aceeași. Suntem aceeași toți. Da. Dacă îmi permiteți să mai spun un gând. Apropo, ați spus de ce Vâșcăuțul și Vâșcăuțul, dar știți că și Nistru nu se numește Nistru, datul ăsta. Dar eu spun Nistru, Da, așa e normal. Deci nu e dialect, așa e o vorbă care se spune aici. Eu vreau să vă spun, în primul rând, vreau să-i mulțumesc doamnei Cruze. Așa de tare semănați cu mămica mea, care e tot profesoară și vorbiți chiar într-o aceeași manieră. De ce nu străduiți pe alături dumneavoastră. Vreau să vă spun un lucru. Eu tot sunt născut pe malul Nistrului, numai pe la Bender, la Tighina. Și când v-ați referit la unele date istorice, eu mă gândesc, oamenii ăștia care s-au stabilit pe malul Nistrului, care cândva era hotar, mi-am adus aminte, zic, poate ei s-au stabilit nu numai de atâta că trebuie să-și pască vitele, dar de atâta că erau și stimulați de dirigătorii țării Moldovei ca să fie strajă la popoare și mi-aduc aminte din versurile astea, când a fost să moară Ștefan, acolo se spune să stați strajă la hotare, să păziți acest pământ. Și poate se referă cumva inconștient și la această menire care au avut-o moldovenii, care anume pe malul ministrului au fost amplasați și poate străbunii dumneavoastră ca legendă. Vă rog, verificați pe istorie, cred că sunteți mai inițiat în această problemă. Una, vreau să vă mulțumesc pentru invitație. De fapt, a fost invitat domnul președinte, dar aseară m-a telefonat și a spus că nu va putea veni și eu cu mare plăcere m-am deplasat în coace. Foarte multe lucruri interesante am aflat. Cred că și dumneavoastră le-ați aflat astăzi. E extraordinar și așa de frumos ați enumărat anume familiile acestea care sunt, eu aș spune, la baza acestei localități. Vreau să vă liniștesc. Știți, acum nu sunt așa familii cu mulți copii, cum a enunțat doamna Frunze, 6 copii, 8, 9, 10. Lucru foarte frumos, apropo. Și mulți pleacă. Pleacă din diferite considerente, și economice, și politice, și pur și simplu reîntregesc familiile. Dar nu vă scârbiți. Au mai trecut și alte state prin așa perioadă. Dar eu știind și citind cândva Scriptura,
vă spun, este scris acolo și foarte corect scris. Este vreme de aruncat pietre și este vreme de grămădit pietre. Aș să fie și vremea aceea. Trebuie noi numai pur și simplu să ne organizăm, să facem surpreze legile, să le dăm niște asigurări oamenilor și să vedeți cum o să vină. N-a să rămână pământul ăsta pustiu. Eu vă asigur. Vă mulțumesc pentru vizionare. Eu am vrut și, fiindcă am fost întorată abia, că eu n-am vorbit tot. Am vrut să spun cu ce ne mândrim noi astăzi. Ne mândrim cu tineretul care termină studiile, s-au întors cu tot. Acum, anii aceștia, când alții pleacă. E vorba chiar de doamna Maria, care e doamna Țeslaru, care e într-o mănăstie de profesor, Țeslaru, Teodoraș cu Dumitru, bunei, Țeslaru Vitali și Elena, părinții și Țeslaru Maria, bunei, care a venit în sat, trei copii, soțul la Chișinău, și ea a venit aici să facă ceva frumos, ceva bun, pentru sat, pentru noi. Că ei era bine și la Chișinău, dar așa e. Mă mândresc cu Ilie, ne mândrim toți, Voica, care deci am gândit de mamașă cu mare, și s-a întors în sat, ca profesor de informatică, bravo. Mă mândresc cu doamna Felicia Iene, ea din familia mea, care a fost 13 copii. Și doar Diana, unica de-a bun, nepoată, a devenit profesoară de muzică la școală. Mă gândesc că poți să ai minunat. Și mai avem doamna Doina. Doina, da, doamna Doina. Pe profesia dumneavoastră. Da, profesoară de limba română, pentru că atunci când eu să ies la Lichta de Universitate, am mai lucrat, am vreo 13 ani și nu mă team, în diferite considerente, directoarea mă întreabă, cine să vină în locul ăla? Va veni, numai decât va veni cineva mai tânăr, mai bun, mai brav. Și este doamna Doina, o cară. Și doamna Zina la grădiniță, tot tânără. Și mai sunt, că nu mi-am inteles că am acuat pe toți. Bravo, vouă. Și vreau să termin cu vingerea. Că tot ce a vorbit el, tot ce a vorbit doamna Zoe, tot ce a vorbit domnul, că am uitat cum îi spune? Iurie, așa de mare. Da. În cap în cuvintele. O neamule, tu, adunat grămăjoară, ai putea să încapi într-o singură epocă. Cine a putut spune cuvintele astea? Nu sunt ale mele, sunt ale lui Olivier, care întotdeauna știu ce spune. Și vom avea și noi să spune mult în viitor. Încă ați vorbit despre... mine, vreau să zic că eu sunt cea cu experimentele, pentru prima conferință în așa format este, nu știu, cred că de mult nu s-a făcut, eu vreau să fac experimente. Doamna Maria Palie este cea cu experiența și noi suntem în tandem, două bibliotecare. Doamna Maria Palie, vă mulțumesc pentru susținerea care ne-ați ajutat să facem astăzi această conferință frumoasă. Domnului. Da, putem. Domnul, pot să fie primarea statului. Parcă noi ieri, noi am sărbătorit 355 de ani. Am plecat. Pe parcursul acesta, 385 de ani, mulțumesc. Tatăl meu a trecut prin multe evenimente. Undeva vreo 10-15 ani în urmă, sau mai puțin, la 10 ani în urmă, am citit în monitorul oficial a Republicii Moldova că pe teritoriul satului Vâșcău sunt două monumente naționale care sunt luate sub ocrotirea statului. Nu s-a vorbit nimeni, nu vorbit nimeni de dânsele, se vede că nimeni nu le știe, aproape nimeni nu le știe. Dacă îi mai lăsăm o perioadă, nu chiar mare, unde ochi n-a să știe nimeni. Acestea două monumente sunt Biserica din sat, care a fost construită în 1832, care e prezent,
Și este un monument istoric, se cheamă Cetățuie. E capista? Aici e problema. Cetățuie. Înseamnă că ăsta a fost un loc strategic pentru, spunem așa, pentru, și pentru sat, poate și pentru țară. Este locul dealului Chiriței, care o știți? Acolo se cunoaște, dacă te duci atenți, studiezi, amplasarea, relieful, și mai este acolo, se cunoaște ceva cândva au fost. Și de atâta, o să văd că pe intermediul acestei conferințe, pe intermediul primăriei, satului, primarilor, profesorilor de istorie și acestor și altor profesori, trebuie să ne apreciem în locul precis, suprafața care e, să însemnăm, spunem așa, că spunem un semn care e pentru viitor, că ăsta e loc luat, monument, e monument istoric luat supravegherea statului, peste vreo câțiva ani de 8 noastră de stat clinică. El știe unde, pur și simplu acolo trebuie o leacă mai mult de lucrat. El e, e proprietatea fondului Silvic, plus probleme, departajarea granițelor, stabilirea marcajelor și așa mai departe. Pur și simplu el trebuie să fie fixat în natură, pus inscripții necesare ca lumea să știe că este un loc istoric care să protejează acest stat. Asta e tot. Mulțumim. Suntem de acord. Poate așa am început, că istoria trebuie trăită, studiată. Poate așa am început. Da, vă rog. Vis-a-vis, eu, la fiecare vorbă, vine ideea. Domnul Amașe, dumneavoastră ați adus în opinia, în opinia publică o chestiune, o problemă extraordinar de, cum să zic eu, frumoasă și utilă, importantă. Uite, am o propunere. Dumneavoastră, în frunte, și cu, nu știu, 2-3 oameni din sat, fie foști primari, fie profesori de istorie, nu știu, faceți ceva, o mică cercetare la chestia asta și discutăm problema chiar în cadrul ședinței primăriei, chiar în cadrul ședinței colectivului de profesori. Eu chiar m-am interesat lucrul ăsta foarte mult. Eu n-am găsit așa ceva. Monitorul social din urmă eu mă refer, eu mă refer la monument. Haideți-vă rog că faceți ceva. Dar Cetățuia, eu de mult, de mult am avut, eram băiețam așa, m-am zis la bătrâni, undeva e în ideală, de vizită la Cetățuia. Știți locul cumva? Nu știu, este. Da? Haideți-vă rog, vine vara și faceți-o, luați-o pe doamna profesoară și faceți-o plimbare așa, la Cetățuia. Haideți să scoatem și pe asta la cameră. Deci, aducând activitatea mea de 2015 ca bibliotecar, la noi a venit o doamnă foarte minunată, dumnealui domnul consilier era de față, era mai mult. Ea dumneavoastră ne-a adus un argument istoric despre faptul că, da, vă spun că este doamna Maria Pilkin. Este critic literar, profesor universitar. Și la 10 decembrie 2016, ea a venit la noi și ne-a ținut un mic discurs, o mică incursiune în bibliotecă. Și ea are un mesaj de felicitare pentru noi astăzi și are și o informație, după care o să vă prezint mai și o să-i dau și un cuvânt domnului oaspete, care ne-a venit astăzi, tocmai din România. Stimați vâșcăuțeni, sunt Maria Pilkin și la rugămintea consecinței dumneavoastră a bibliotecării din sat, doamna Maria Răileanu, o să vorbesc astăzi despre un nume din literatura română, A. E. Baconski, poet, traducător, prozator, care cumva își trage rădăcinile din satul dumneavoastră. De altfel, în ediția din 1990 a
operei lui Baconski, în studiu introductiv, Mircea Martin se referă și la rădăcinile poetului. Și e foarte curios că găsim în acest studiu referirea la satul dumneavoastră, Vâșcăuț, din județul Orhei. De acolo se trage, de fapt, străbunicul scriitorului Baconski. Este vorba de Vasile Baconski, un copil dintr-o familie de ciobani, înfiliat de un nobil polonez, Baconski, venit cumva din Polonia, în urma unor evenimente politice, stabilit în zona plaia de dumneavoastră și care, neavând copii, a înfiliat pe un copil, Vasile, din familia Zimbriană. Astfel, Vasile Baconski, tatăl lui Eftimie Baconski, care este tatăl lui A.E. Baconski, se trage din satul Vâșcăuț. Și această informație o găsim chiar în acest studiu introductiv la opera poetului și traducătorului, scriitorului A.E. Baconski. Vreau să spun că a tradus din foarte mulți poeți ruși, din alți poeți din literatura universală și este și autorul unei antologii de literatură universală, o antologie importantă, care și astăzi contează în domeniul filologic, în domeniul literar. Baconski a practicat o poezie modernă, actuală, foarte apreciată până la 90 în România și după. Așa cum A.E. Baconski s-a stabilit și a scris o perioadă la Cluj, iar ulterior în România. Din păcate, scriitorul a murit în 1977, în timpul acelui groaznic cutremur care s-a întâmplat la București. Fiul lui Anatol Baconski, Teodor Baconski, o personalitate, mai ales a diplomației românești, a fost în câteva rânduri în Basarabia, are o deschidere pentru spațiul nostru, pentru cei ce se întâmplă aici, a și contribuit la reeditarea operei tatălui său, a fost ministru de externe al României, așa încât dumneavoastră, dragi vâșcăuțeni, vă puteți mândri de faptul că o ramură, un lăstar care a pornit din Vâșcăuț a ajuns foarte departe. De altfel, ca o curiozitate, să știți că Teodor Baconski, fiind la un moment dat diplomat în Portugalia, a adus osemintele regelui României, Carol, în România. Adică, pe lângă diplomație, a avut toți senzorii deschiși pentru cultură, pentru literatură, pentru istorie. Vă felicit cu această ocazie. Știu că aveți o activitate culturală acolo, fapt care mă face să cred că lucruri frumoase se pot face și trebuie să fie făcute. Vă încurajez în acest sens și să știți că îmi sunteți dragi prin faptul că vă interesează cine au fost strămoșii dumneavoastră. Acest diplomat, acest autor, este actualmente ambasador la Centrala Ministrului Afacerilor de Externe România, dacă zic corect, este astăzi la noi. Este în fața noastră și vreau să-i dau cuvântul înainte de a-i spune că noi studiem aici cu profesoarele de română și cu copii, studiem opera lui Baconski. Mie personal îmi place, am și poezii preferate și vreau să vă zic că am fi bucuroși să vă mai vedem și de fiecare dată când o să veniți la noi, să aveți sentimentul că îl revedeți pe toate voastre. Vă ofer cuvântul. Am răspuns cu mare bucurie invitației, neașteptată cumva și am să vă rog să mă lăsați să fac și eu o mărturisire, așa, apropo de relația cu
Moldova și cu Basarabia. În primul rând, Mircea Martin sau cine v-a fi semnat studiul, nu era bine informat. Eu știu de la bunicul meu patern. Familia nu a căpătat, nu și-a schimbat numele din Zimbreanu în Baconschi atât de târziu, la nivelul străbunicului meu. Pentru că în arhive de la Chișinău, Petre Guran, fost director la ICR Chișinău, a găsit, de pildă, că unui protoereu Ioan Baconschi îi se năștea un fiu Teodor Baconschi până la 1929. Amândoi aveau să slujească la Biserica Sfânta Treime din Chișinău. Mi se află aseară de la Teatrul Național că unul dintre acești strămoși a fost și ctitorul bisericii care se află lângă gară, mi s-a zis, de la familia mi-a confirmat bunicul meu, Eftimie, tatăl poetului, într-adevăr s-a numit Zimbreanu. Nu a fost vorba de o înfiere, ci de o ramură a familiei care la o invazie tătară din secolul XVII a pierdut tot și s-a refugiat în Polonia, de unde numele Zimbreanu a fost, de fapt, polonizat. Pentru că Bâc și Zimbru, Bobul, însemna și cu sufixul respectiv. Deci cam asta e. Pe linie maternă, Postică, tot așa erau din Tighina. Deci oricum, și aveau, făceau export de fructe pe care ferat, aveau o mică hergherie, erau oameni destul de înstăriți. Din familia Baconschi, a mamei poetului, Liuba Marian. Era aceasta o familie de notabil. Țin minte un unchiul George, refugiat cel în partea asta de România, tot din cauza comuniștilor, care fusese, mi s-a spus în tinerețe, director unei bănci din Chișinău. Liuba aceasta, mama poetului, a făcut 3 ani de medicină și s-a retras când s-a născut primul băiat. Mai exista din familie o ramură Vartolomei, din care mai trăiește doar un fizician atomist, format tot la București, deci care s-a refugiat, s-a exilat în Canada. Deci, Zimbreanu Baconschi, Postică, Vartolomei și Marian. Cam asta au fost, să zicem așa, rădăcinile. Probabil că în mai multe locuri și așa. Bun. Acum, firește că pentru mine e această chemare a rădăcinilor proprii, funcționează ca în cazul oricărui alt om. Nu poate nimeni să fie insensibil. Toată lumea are această pornire de a își stabili cât de cât un arbore genealogic, de a vedea de unde se trage, cine au fost strămoșii, ce are de... ce datorii are față de ei. Deci, ăsta e planul, să spunem, personal pe care l-aș închide aici. Altminte, ca scriitor, că am... Leibniz spunea pe franțuzește cum scria, că vorbea despre acest teanc de cărți care nu face decât să crească. Pe vremea lui se părea că sunt prea multe cărți. Dar am făcut și eu 17 cărți până acum și scriu. Sunt un eseist român interesat de istoria religiilor, de antropologie religioasă, de dialogul ecumenic între bisericile creștine, de temele identității europene și de anumite teme filozofice ale gândirii conservatoare. Dar, și văd că și fiica mea, deocamdată, la 23 de ani, a început și ea să scrie. Așa că se pare că asta e o maladie ereditară și nu ai ce să-i faci. Însă, mă bucur că am venit aici. Știu multe despre Republica Moldova ca diplomat. Când am fost și în situația de a face ceva mai mult, am făcut, da, un mandat de doar 2 ani și un pic. Cât am fost ministru de externe, m-am bătut serios și sistematic pentru a vă face lobby în Uniunea Europeană și în acel grup de prieteni ai Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Am adus atunci 11 miniștri de externe din Uniunea Europeană la Chișinău, înainte de alegerile de acolo. Era puțin gândit ca să sprijinim forțele pro-europene, între timp ca compromise. Dar s-au petrecut niște lucruri, am deschis ICR Chișinău, care tot nu primea sediu și era mutat acolo,
și două consulate ale României la Cahul și Bălți, care iarăși reprezintă o interfață, o, bine, în oglinda, a deschis și consulatul al Republicii Moldova la Iași. Cunosc și situația actuală mai bine decât vă imaginați, cu toate detaliile scenei politice, cu toată disperarea unei părți a populației, cu toată lipsa de orizont aparent, cu tot acest unionism de jos în sus, care a început să exprime această exasperare. Dumnezeu e mare și ne iubește pe toți, dacă nu suntem ticăloși. Și dacă ne folosim creativ libertatea și dacă cultivăm niște valori creștine, inclusiv această solidaritate. E adevărat că e o confuzie în capul oamenilor, pentru că istoria a fost tot timpul cenzurată, ascunsă, predată altfel, prin omisiune s-a mințit sau de-a dreptul și, în orice caz, multă lume nu cunoaște România. Am întrebat acum câțiva ani. Câți basarabeni au vizitat România de azi, nu? Cu gândul că puteau vizita pe cea de ieri, dar câți au trecut pruntul, câți au văzut orașe din România? 3-5%. A fost fenomenul de pașaportare, cu bune și cu rele, pentru că iată că cei care au dobândit cu cetățenia cumva au trecut așa și... Bun. Apoi diaspora și noi am pierdut, dincolo de plus, 4 milioane de români. I-am pierdut și am și câștigat, pentru că ei sunt factor de occidentalizare a României, au trimis bani acasă și au întreținut familie, au adus idei și cărți și valori și mentalități noi. România, și grație lor, a făcut progrese vizibile. Și nu vă pot spune că am trăit asta ca din plin în toată generația mea, ce efect fantastic, a avut munca pentru către Uniunea Europeană și acest prim deceniu în Uniunea Europeană, care cu toate nevrednicile clasei politice, cu toate certurile dintre noi, au permis României să facă într-adevăr progrese pe care le vezi oriunde te duci. Nu doar în zona cea mai dezvoltată din motivul apropierii de Occidentul, Transilvania peste munți, și în spațiul extracarpatic vezi deja cum banii europeni au început să repare infrastructura, să restaureze școlile, patrimoniul, să pună în valoare fiecare comunitate locală, inclusiv cu un program național de utilități, gaze, etc. Satul începe să se urbanizeze încet, încet. Deci, până să se dumirească puterile politice și guvernanții noștri, ce, cum, ce e posibil și așa mai departe, că vedeți că s-a produs o încetinire a extinderii Uniunii Europene, da? Chiar dacă a fost o deschidere recentă promisă mai demult Balcanilor de Vest, țările din parteneriatul estic, cele 6, s-au lăsat un pic așa, pentru că e clar, Uniunea Europeană a trebuit mai întâi să digere ce a inclus deja cu valurile astea precedente de extindere, ultimul fiind valul 5, partea a doua, România și Bulgaria. Totuși, slavă Domnului că am făcut acest pas, pentru că e norocul istoric al țării noastre și eu sper că el să se reflecte și în Republica Moldova până la Loșcăruț, nu doar la Chișinău. Așa că, nu m-aș mai întinde, mă bucur că văd aici oameni care se încăpățânează să trăiască, să dea un sens vieții lor, să fie la oaltă, să fie mândri de cine sunt, că au motive și ideile pe care și doamna deputată le-a pus pe masă sunt excelente. Faceți asociația asta, reuniți-vă fiii satului și încercați să faceți. Pentru că lobby-ul nu se face doar pentru o țară sau o capitală. Aveți nevoie de parteneri, de prieteni noi, peste tot, ca să vă dați motive de a rămâne aici, de a crește comunitatea, de a ține tinerii în zonă, pentru că altfel vor fugi toți, mai spre alte țări. Poate nu-i rău să o facă. Toți ne uităm acum că cei mai buni tineri din România, cei mai bine pregătiți,
să facă acceptați, admiși la mari universități occidentale, să ducă acolo și să încep cariere în aceste state, în mari dezvoltate. Europa toată e o casă. Nu prea mai are sens să vorbești de granițe în sensul în care o făceai până la răbușirea comunismului. Există niște tensiuni, într-adevăr, ați văzut și dumneavoastră că relația dintre Federația Rusă și UE, NATO, Occidentul în general, se deteriorează în loc să se normalizeze, deși au existat tot felul de formule din care Occidentul a întins mâna Federației Rusă. A spus să avem un grup cu celor 7, da? Cele primele economii ale lumii. Facem G8. A existat un format de dialog. UE-NATO, UE-Federația Rusă, NATO, un Consiliu NATO-Federația Rusă. Și pe plan strategic, politic, militar și economic, Occidentul a vrut și a sperat ca Federația Rusă să devină un spațiu de democrație. Nu se poate, deocamdată. Dar, până una alta, noi trebuie să ne vedem de destinul nostru ca popor. Și cum vor, cred eu că basarabenii care studiază în România, cetățenii cu dublă, cu pașaport, schimburile, înfrățirile astea între comunități, avem instrumente destule, dar trebuie să ieșim puțin din letargia asta. Nu știu, oamenii au de multe ori tendința și noi, mioritici, așa cum suntem, avem tendința de a aștepta totuși să ne pice din cer ceva, dacă se poate, nu știu, să vină așa, de la sine. Nu, uitați că nu, nimic nu vine de la sine, decât dacă te implici, dacă ai un obiectiv clar, dacă ești solidar, dacă ai cu cine să lucrezi la un proiect, nu așa. Stăm pe scaun și, la un moment dat, se va produce un miracol. Se produc și miracole, credem în minuni, dar printre miracole avem și noi un culoar istoric unde fiecare om contează și poate să contribuie la binele comun. Adică la, de exemplu, asfaltarea bucății astea care vă separă de 6 km de un drum mai... Nu? Vă dați seama, numai asfaltarea acestui segment ar apropia cu 200 de kilometri vâșcăuțul de oricine, altcineva, nu? Adică, așa că să vă ajute Dumnezeu în toate, nu vă pierdeți nădejdea care e virtute teologică, nu e, deci, nădejdea nu e opțională pentru creștini, și să vorbim, să ne auzim mai des, să încercăm să vedem cum ne putem ajuta. Acum am pus pe harta mea sufletească foarte clar și mișcău. N-am putea ieși din politică, scârbit și deziluzionat, dar asta e soarta intelectualilor. Însă, cert este că putem prin cultură, prin dialog, pe alte căi să ne ajutăm unii pe alții și atât cât îmi va sta în putere, eu o voi face tot. Vă mulțumesc. Descendent din Vâșcăuți, eu vă propun să faceți parte din Asociația Celor Ieșiți din Vâșcăuți. Dacă asociația e de acord, nu sunt. Da, sigur că la voi de asta. Mai despre... Asta e, am candidat de două ori fără succes, aproape am fost la mustață, cum se zice. Acum, eu nu vreau să întrerup asta, o să mă întorc la Chișinău, dar aș vrea să văd puțin și eu cine îmi dați un ghid. Continuați-vă întâlnirea și poate... Dar noi am așteptat să ne mulțim dumneavoastră întâlnire. Da. De fapt, vrem să se termine cu un mic moment de solemnitate. Da. Cu niște bocale de șampanie să cinstim, da, pentru sănătatea Vâșcăuțului. Bine. Asta e dorința noastră. Nu, credeam că aveți o parte a doua, a treia. Niște au bucate să ne dați că... Dacă intervine, dacă e momentul să le vedem. Da. Din partea mea.
de pictură non-tradițională, iarna pictăm în cafea, iar vara pictăm în rostopască. O să vedeți ce fac copiii, dar am văzut ceva o mică surpriză de lucru. De mai economică scoțienie, de așa, de un tip îi face în vagon, de ori, de mai văzut, 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 de mai văzut,